ai eșuat odată și îți este teamă să mai încerci din nou pentru că te gândești că vei eșua încă odată. De ce ajungem să trăim astfel de experiențe? Există o explicație științifică pentru acest lucru. Mintea noastră are capacitatea de a generaliza. De exemplu, atunci când te duci cu degetul la flacăra încinsă, la aragaz și te arzi, mintea ta învață că te arzi dintr-o singură încercare. Practic, ai făcut odată un lucru și mintea generalizează că de fiecare dată când vei face acel lucru se va întâmpla fix la fel. Ceea ce este adevărat în cazul acesta. Însă, sunt situații în care această funcție de generalizare nu ne ajută deloc. Pentru că tot mintea pe pilot automat va crede că dacă tu ai eșuat odată, vei eșua și a doua oară. Pentru a elimina acest tipar din mintea ta, este nevoie să ai un dialog interior cu tine, în care să aduci partea rațională din tine, partea conștientă din neocortexul prefrontal și în care să îți spui și să îți repeți de mai multe ori că de data aceasta nu va fi la fel, că nu ești în experiența din trecutul tău. Să încerci încă o dată și să aplici o altă strategie, o altă metodă în ceea ce tu vrei să realizezi.